Onorată asistență, domnule ambasador, face o deosebită plăcere astăzi, după întrevederea pe care am avut-o cu colegul și prietenul meu, domnul ambasador Păun Rohovei, să avem această scurtă declarație pentru presă. Discuția noastră s-a concentrat pe evaluarea situației în jurul dosarului transnistrean pe parcursul anului 2023. Situație complicată și în permanentă schimbare. Am subliniat faptul că Ucraina este partenerul esențial, un partener esențial pentru noi în procesul reglementării transnistrene. Apreciem foarte mult sprijinul pe care îl oferă Ucraina, țării noastre, inclusiv pe această dimensiune. M-am referit, bineînțeles, și la stagnarea în procesul de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol, care s-a înregistrat pe parcursul anului 2023, la impactul noului cod vamal, atât pe relațiile economice dintre cele două maluri, cât și la situația socială și economică din regiunea transnistreană. Sigur că în calitate de copreședinte al Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ucrainene pentru probleme economice am evocat și subiecte legate de activitatea acestei comisii. Am discutat și despre provocările în care suntem, cel puțin verbal, atrași de Tiraspol atunci când vine vorba de situație de la frontiera moldo-ucraineană în Petronsonul transnistrean și alte lucruri în care Tiraspolul încearcă să demonstreze că Ucraina și Republica Moldova ar planifica o acțiune împotriva regiunii. Cu acest prilej vreau să subliniez încă o dată faptul că Republica Moldova este determinată să soluționeze conflictul transnistrean exclusiv pe cale pașnică. Această poziție este plenarmente susținută și de colegii noștri de la Kiev. Nu există niciun plan de sugrumare militară sau de altfel a regiunii transnistrene. O poziție împărtășită și de Chișinău, și de Kiev, și de partenerii noștri internaționali. Tot ceea ce dorim este aducerea graduală a acestei regiuni în câmpul legal al Republicii Moldova. Soluționarea problemei transnistrene se va face exclusiv pe cale pașnică, pe calea dialogului, dar nu există o altă soluție decât reintegrarea plenară a acestei regiuni în Republica Moldova. Deci orice alte scenarii nu pot fi luate în calcul. Încă o dată, mă bucură foarte mult faptul că domnul ambasador Rohovei a reiterat sprijinul Ucrainei pentru această abordare a Chișinăului și sper că anul 2024, în pofida complicațiilor pe care le vedem deja la început de an, va fi un an în care vom avea mai multe succese în procesul de reintegrare a țării noastre. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Domnule viceprim-ministru, vă adresez sincere mulțumiri pentru posibilitatea de a vizita Chișinău a câtea oară. Vă mulțumesc foarte mult pentru sinceritate și deschidere, pentru un dialog pragmatic, pentru o viziune comună. Am avut cu domnul vicepremier astăzi o discuție interesantă, o discuție aplicată la realitățile
care le avem astăzi, inclusiv ținând cont și de agresiunea barbară a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Am menționat faptul, de fapt am reiterat, poziția noastră consecventă de susținere necondiționată a suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova în granițele recunoscute la nivel internațional. De aici recurge scopul principal al procesului de reglementare transnistreană este reintegrarea Republicii Moldova, reobținerea de către Chișinău a drepturilor sale depline asupra unei părți al teritoriului său, care prin provocări inclusiv a statului agresor rus s-a ajuns la ceea ce avem astăzi. Ucraina, cum a menționat și domnul vicepremier, e adeptul reglementării acestui conflict exclusiv pe cale diplomatică prin tratative. Aș vrea să mai menționez un moment, deoarece după sosirea mea precedentă în Republica Moldova au apărut și am citit mai multe interpretări a unor declarații pe care le-am făcut. Ucraina este și va fi parte componentă a tratativelor de reglementare a conflictului transnistrean. În același timp, am constatat și am căzut de comun acord cu partenerii noștri din Republica Moldova, astăzi acest format internațional, de fapt de iure existent, este nefuncțional. Principala pricină a nefuncționalității acestui format este prezența în cadrul lui a statului care nu mai are nici drept moral, nici legal de a participa la astfel de tratative. Un stat care barbar, încălcând regulile și dreptul internațional, a atacat Ucraina în 2022 și continuă să provoace moarte, jale și necaz pe teritoriul statului nostru. Ucraina stă ferm pe poziție de a nu se așeza la masa de tratative cu Federația Rusă. E foarte bine că suntem înțeleși, suntem auziți și de alți parteneri ai noștri, inclusiv în cadrul acestor tratative. Însă, încă o dată menționez, Ucraina e un participant activ la procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Și vom rămâne adepți acestei activități împreună alături de colegii, aș spune, aliații noștri în acest proces. Vom susține inițiativele Chișinăului, care au ca scop, repet, reintegrarea țării. Acest scop prevede bunăstare și prosperitate atât pentru malul stâng, atât și pentru malul drept al Republicii Moldova. Avem noi oportunități la etapa actuală. Începerea tratativelor de integrare europeană. Sunt sigur și vreau să cred în acest lucru că la un moment dat și cei de pe malul stâng al Nistrului vor înțelege viitorul și valorile acestui viitor și vor fi mult mai activi în acest proces. Astăzi putem spune că avem unele realizări, nu prea mari, dar totuși le avem. Am făcut pași concreți în domeniul economic. Sper că acești pași vor fi continuați și anul acesta. În același timp, aș vrea să menționez încă un fapt. Eu foarte clar am menționat și la Tiraspol, și la Chișinău. Ucraina e pentru reglementarea pașnică a acestui conflict și nu va susține, va fi foarte promptă când se va încerca unele provocări din partea celor din stânga Nistrului. De fapt, de cei care controlează situația, FSB-ul rus și altele servicii speciale. Nu vom permite implicarea celor din stânga Nistrului în războiul dus de Rusia în Ucraina, nicătând la faptul că se încearcă.
Vom face totul posibil să neutralizăm. Vom fi foarte prompți la orice încercare a celor din stânga Nistrului să provoace unele diversiuni sau altele provocări la graniță cu Ucraina. Ceea ce ține de, să spunem așa, despre responsabilitatea unor cetățeni ucraineni care locuiesc nu neapărat pe teritoriul Ucrainei. Ucraina e un stat de drept, are o legislație. Orice cetățean al Ucrainei trebuie foarte bine să înțeleagă că în afară de drepturi, față de statul său, are obligațiuni și mai cu seamă responsabilități. Dacă încalcă conștient legea, e normal și să fie tras la răspundere. Nu voi mă voi adânci în acest subiect, deoarece e un subiect care ține mai mult de abilitatea organelor de drept, dar acest lucru aș vrea să fie bine înțeles de toți. Legea trebuie respectată. În final, încă o dată aș vrea să vă mulțumesc, domnule vicepremier, pentru discuția de astăzi. Sunt sigur că dialogul nostru constructiv va continua. Vă asigur că Ucraina va fi un partener al Chișinăului foarte activ în acest proces de reglementare a conflictului transnistrean pentru a obține acel scop de reintegrare a țării. Vă mulțumim foarte mult pentru atenția care o acordați.